Este responsabilitatea față de client. Scotocește în tine și să pornește cele motorașe exact apartamentul de care are nevoie. Comisionul companiei ar fi de la 3% în sus. Culori mai deschise, culori mai închise, clienții nu știu ce vor. Foarte mulți migranți, chiar și în perioada, apropo, de COVID, pentru că ele ușor să dau închirie, că sunt puține obiecte, că nu s-au dat autorizații pentru construcții, a făcut euro reparație și l-a scos în vânzare, că astfel crește prețul la apartamente. Action! Sunt Liliana Popescu, expert în domeniul imobiliar. Înainte de a începe activitatea în acest domeniu, am lucrat în turism, dar înainte de pandemie, să zic eu, cumva activitatea a luat sfârșit. Spune-mi despre experiența în activitatea de agent imobiliar în Republica Moldova. Ce înseamnă asta? Este o experiență destul de interesantă, să zic eu. După experiența mea de un an și jumate, sunt mulțumită. Pe bune, din start e un pic mai dificil ca și orice început, dar dacă depui efort, dacă simți că îți place, adică iubești ceea ce îți aduce, deci rezultatele, da, de după. Action! Iată, de când am venit în domeniul imobiliar, sunt cumva mult mai activă. Experiența de un an și ceva îmi aduce foarte multe încredere cred că în mine. Am venit în domeniul ăsta un pic diferită. Mai, poate mai slabă, poate un caracter mai moale, dar odată ce nimerești în acest domeniu, deci cumva trebuie să scotocești în tine și să pornești acele motorașe care poate cumva erau inhibate sau uitate. Adică ele te formează, deci îți dau imboldul ăsta de a deveni o personalitate. De ce anume acest domeniu? Pentru că e mereu o interacțiune cu oamenii. Deci sunt caractere total diferite. Sunt oameni mai liniștiți, cât și oameni mai activi. Deci cumva te dai după ei, cumva înveți ceva de la ei. E o experiență destul de, zic eu, bună. Care sunt responsabilitățile care vin odată cu asumarea rolului de agent imobiliar? Este responsabilitatea față de client. Deci cumva tu ești avocatul lui. Deci ești legătura dintre client și vânzătorul apartamentului. Deci tu reprezinți interesele, să zic eu, potențialului cumpărător. Alegi cele mai bune oferte. Deci întotdeauna trebuie să fie conectul ăsta cu clientul ca să înțelegi necesitatea. Doar așa poți să-i propui exact apartamentul de care are nevoie. Deci odată ce se face conectul, tu ești mai aproape de client, mai aproape de dorința lui, de solicitarea lui. Așa ușor se fac vânzările la apartament, așa ușor se găsește anume casa de care au nevoie. Noi lucrăm deci pe bază de contract cu clientul, deci cumva comisionul companiei ar fi de la 3% în sus, iată din vânzarea apartamentului. Sunt situații în care clientul nu este conștient de necesitățile lui sau dorințele pe care le are, de fapt sunt determinate de prieteni, de neamuri și el cumva crede greșit la început de ceea ce ar avea nevoie și trebuie să-l convingi, să-i demonstrezi sau să-l ajut să devii psihologul lui până la etapa de propunere. Da, desigur. Deci sunt foarte multe cazuri chiar când clienții nu știu ce vor. Deci vin la apartament, poate cineva, cum zici, din rude, i-a zis că, uite, ai nevoie de un apartament cu două camere, dar nu e destul, deci să știi că vrei apartament cu două camere. Ține cont de necesități, adică ce tip de apartament. Deci mulți caută, nu știu, iată, cu vedere spre parc, cum suntem noi acum, o infrastructură bogată, să fie școală, să fie liceu împrejur. Apartamentul sunt care vor, nu știu, culori mai deschise, culori mai închise. Eu am ajutat de foarte multe ori clienții să-și schimbe cumva atitudinea și impresia față de lucrul nostru, față de ceea ce facem și ce le oferim noi. Deci ești ca un psiholog. Deci ala înțelegi, deci din discuții, deci cumva devii mai aproape de el. Îi dai de înțeles că, uite, ești un ajutor pentru el. În ce perioade ale anului se realizează cele mai bune vânzări de apartamente? Cele mai bune vânzări, cred că au fost, dacă vorbim acum recent, este luna iulie, luna august. De obicei când vin foarte mulți migranți în țară, adică când se întorc înapoi, toți vor, indiferent că lucrează peste hotare, vor să aibă ceva acasă. Ținând cont mai ales de situația cu COVID-ul, cum au fost, că nu știu care și unde să plece. Chiar și în perioada, apropo, de COVID, noi cumva stăteam la dubii că o să fie puține vânzări. Nu, au fost vânzări foarte bune. Și prețurile, apropo, au fost cât de cât ok și au fost vânzări. Următorul val, să zic așa, de vânzări va fi mai aproape de sărbătorile de iarnă,
apoi sărbătorile de Paște, după, iată, primăvara. Dar acum, chiar și acum, iată, e luna septembrie, octombrie, oricum sunt solicitări. Avem o listă de clienți care stau în așteptare și în momentul când apare apartamentul, noi atunci sunăm, propunem. Care sunt solicitările medii ale persoanelor? Adică ce se caută mai mult astăzi? Cele mai solicitate pentru investiții sunt apartamentele o cameră cu living, pentru că ele ușor se dau în chirie. Dacă pentru familii, deci două camere cu living, adică două dormitoare separate. Deci astea sunt cele mai solicitate puncte. Și mai este o tendință pe piață, se crede sau se zice despre faptul că sunt prea multe apartamente în construcție. Cum simte piața de fapt acest lucru? Cât de adevărat este viziunea de din afară comparativ cu cea din realitate din piață? La drept vorbind, că sunt foarte multe în construcție, nu prea. Deci noi din contră ne confruntăm cu aia că sunt puține obiecte și puține construcții, da, că nume care să le așteptăm cumva și să zicem la client, da, așteptați că o să fie. Având acces, să zic eu, 24 din 24 la apartament, deci noi cumva ne programăm o zi X, unde noi facem o listă de apartamente. Respectiv, noi în jumate de zi, noi putem să facem o prezentare la câteva apartamente. E un pic problemă acum, deci a fost un pic restricționat că nu s-au dat autorizații pentru construcții. Asta s-a simțit foarte mult și acum, în continuare, că cumva mai sunt careva întrebări, mai așteptăm, dar puține. Deci la etapa de construcție sunt puține acum. Cum aceasta influențează prețul apartamentului? Pentru eventuale clienți influențează negativ, pentru că astfel crește prețul la apartamente. Sunt puține obiecte în vânzare. Respectiv, cererea mare, oferta este mică și crește prețul, vrei, nu vrei. Care este situația cu apartamentele vechi? Da, sunt foarte multe solicitări, chiar și pe blocurile vechi, pentru că prețul este mai mic. Chiar recent, da, avem un client care a procurat apartamentul în bloc vechi, a făcut eu o reparație și l-a scos în vânzare. Este o investiție foarte bună. Adică dacă e un apartament, de exemplu, o stare deplorabilă cu 20.000, în vânzare l-a scos chiar și cu 35. Câte astfel de solicitări sunt? Sunt foarte multe solicitări, mai ales atât de la persoanele care lucrează peste cotare. Deci cumva au o sumă X, nu atât de mare, dar haideți să vorbim de 20.000, da? Pentru că nu este o sumă atât de mare unde ai putea să investești într-un bloc nou. Poți să o investești într-un bloc vechi, adică faci o reparație calitativă și respectiv poți să dai în chirie, de ce nu? E vorba iarăși de credit, adică dacă ai 20.000 poți să creditezi diferența. De asta așa deja depinde de fiecare caz în parte. Dar mulți, iată, investesc anume în locurile vechi. Este oare această tendință determinată și de faptul că Chișinău atrage tot mai multe persoane din regiunile, raioanele învecinate? Da, da, evident. Chiar sunt foarte multe solicitări de persoane, de exemplu, lucrez la Bălți sau în altă parte, undeva suburbii.